Profesor dr. Rodica Pop-Bușui este actualul președinte al Asociației Americane de Diabet, o asociație prestigioasă și apreciată de specialiștii în diabet din lumea întreagă. Rodica Pop-Bușui, medic de origine română stabilit în Statele Unite ale Americii, este profesor la Universitatea Michigan, fiind implicată în multe cercetări clinice în domeniul diabetologiei. Este și membru de onoare al Societății de Neuropatie Diabetică din România, Neurodiabetologie. Ocupați o poziție extrem de importantă, aceea de președinte al Asociației Americane de Diabet, ca să spun așa, cea care dă tonul în diabetologia din lumea întreagă. Ce înseamnă pentru un român să ajungă în această funcție? În primul rând, bineînțeles că sunt extrem de onorată pentru că am fost aleasă ca și președinte elect al Asociației Americane de Diabet. Într-adevăr, Asociația Americană de Diabet este una dintre asociațiile de marcă care promovează cea mai înaltă evidență științifică în tratamentul pacienților cu diabet zaharat. De asemenea, este poziționată să încerce să educe întreaga populație medicală care este implicată în tratamentul pacienților cu diabet, care include, bineînțeles, un număr foarte mare de healthcare providers, începând cu medicii de familie, medici specialiști, endocrinologi, cardiologi, chirurgi și așa mai departe, pentru că, după cum prea bine știm, diabetul zaharat rămâne o boală cronică cu o prevalență care continuă să crească și, de asemenea, magnitudinea complicațiilor pe care acești pacienți le pot dezvolta este extrem de mare și, de aceea, pentru a oferi un tratament eficient, munca de echipă este necesară. Deci, sigur că nu am cuvinte să-mi exprim mândria că am reușit cu mulți ani de muncă să aduc o contribuție importantă pentru descoperirile științifice în ceea ce privește tratamentul și prevenirea diabetului și a complicațiilor și, de asemenea, în educația altor doctori, de asemenea, în educația noii generații de doctori pe care trebuie să îi avem ca să le dăm batonul în continuare. Care sunt principalele obiective pe care vi le-ați stabilit în acest mandat? În primul rând, aș vrea să clarific că, sigur că American Diabetes Association este o asociație în care munca de echipă continuă. Ca și președinte ales, bineînțeles că voi continua voi continua munca în toate aceste domenii, una de cercetare, de a aduce noi și noi evidențe cât mai puternice, care să ghideze tratamentul bolnavilor, să continui să practic medicina în linie cu toate aceste evidențe și să încerc să ajut în continuare toți acești bolnavi, fie aici la Michigan și, bineînțeles, cu aceste large clinical trials pe care le facem în diverse domenii. Este foarte important să diseminăm informația într-un mod cât mai efectiv pentru întreaga populație. În acest mod, noi trebuie să educăm toți doctorii, surorile medicale, diabetes educators, care sunt implicați în tratamentul pacienților cu programe care au outreach cât mai divers. Continuăm să promovăm un lobby la cei care sunt instrumentali în a asigura că toți pacienții de diabet au acces la diversele medicamente și la diversele tehnologii care au fost dezvoltate datorită cercetării, pentru că, din păcate, continuă să fie
un mare nivel de inechitate și aici în Statele Unite și în întreaga lume cu privire la faptul că nu toți pacienții de diabet au acces în mod egal la toate descoperirile pe care, ca și cercetători diabetologi, în ultima sută de ani au fost dezvoltate. Deci astea sunt lucruri foarte importante pentru că accesul la o medicație și la un plan terapeutic care este personalizat pentru nevoile fiecărui bolnav este extrem de important, este un drept uman și de aceea vom continua să luptăm ca toți pacienții să aibă acces la aceste descoperiri de asemenea împreună cu a continua să descoperim noi și noi strategii, dar faptul că ele trebuie să fie accesibile tuturor bolnavilor este extrem de important. Și pentru că ați vorbit de pacienți, cu siguranță pacienții români se întreabă, mă refer la cei cu diabet, desigur, cum îi veți putea ajuta din această poziție? Și o întrebare adiacentă, dar pe specialiștii din România, cum îi veți putea ajuta? Deci, în primul rând, aș vrea să spun că de când am plecat din România, am menținut contacte foarte strânse cu colegii mei din România, fie prin intermediul Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și de asemenea foarte strânse legături cu Societatea de Neuropatie Diabetică, de asemenea și cu Federația de Diabet din România. În ultimii 6-7 ani, înainte de pandemie sau chiar și mai mult, am fost prezentă la toate manifestările care au fost organizate în măsura posibilităților și întotdeauna am păstrat o colaborare strânsă în ceea ce privește schimbul de informații, schimbul de experiență și acest lucru sunt convinsă că va continua. După cum am spus, pacientul cu diabet este un pacient cu diabet, indiferent dacă este în Statele Unite sau în România. Pacienții din România este posibil să aibă acces chiar și mai puțin la anumite tehnologii sau medicații și de asemenea muncind împreună cu colegii din România va continua să rămână un obiectiv foarte drag. Să ajut în măsura posibilităților cu informații, cu acces la educational programs și cu schimburi de experiență. Cu siguranță această funcție aduce și responsabilități pe umerii dumneavoastră. Ce vi se pare cel mai dificil de îndeplinit? Cred că vor fi multe challenge-uri. În primul rând, faptul că pandemia continuă să descopere noi fațete în fiecare zi pune probleme din toate punctele de vedere și din punctul de vedere de a continua unele proiecte de cercetare, de a asigura medical care în mod eficient. Deci este greu să prevedem ce o să se întâmple. Cu toate acestea, sunt extrem de optimistă pentru că, în ciuda acestor challenge-uri care au fost practic de neegalat din trecut, mulți dintre noi am reușit să ne găsim noi modalități ca să prevenim complicații și mai grave, să reușim să asigurăm pacienților acces to medical care de care au nevoie. După mine, problemele cele mai challenge vor fi în continuare să combatem costurile foarte mari asociate cu anumite medicații sau tehnologii, să reușim să implementăm policies
care să facă tratamentul diabetului Zahara accesibil tuturor pacienților, indiferent dacă trăiesc în Timișoara sau trăiesc în Statele Unite, într-un oraș mare sau într-un sat sau într-o zonă mai remote. De asemenea, sunt convinsă că multe lecții pe care le-am învățat datorită pandemiei, inclusiv cum să promovăm asistență medicală într-un mod virtual, vor fi extrem de importante și deja am văzut rezultatele, sunt extrem de importante în a asigura pacientul să aibă acces chiar și când trăiesc în zone mai distanțate, mai remote, chiar și când, spre exemplu, fie datorită pandemiei, fie datorită unor situații cu vreme extremă, un pacient nu poate veni la doctor, cu toate astea stabilind aceste modalități de asistență medicală remote, este foarte importantă pentru pacienții cu diabet.